Astăzi o să vorbesc despre pielea de găină. <laughs> nu pentru că pielea de găină ar fi ceva special, dar o să vorbesc despre expresia mi se face pielea de găină sau ți s-a făcut sau ți se face pielea de găină. Ce înseamnă această expresie? Această expresie este întâlnită, cunoscută și în alte limbi, de exemplu, în limba engleză, goosebumps. În română, <laughs> expresia um, se e legată de un alt animal, nu de gâscă, ci de găină. Ce înseamnă această expresie? O să vă dau numărul 2 niște exemple, și numărul 3 o să explic puțin reacția noastră în momentul în care ni se face pielea de găină. Pielea de găină este o reacție a corpului fizic la ceva fizic sau emoțional. Fizic, de exemplu, putem să experimentăm sau să fim într-o situație în care ne este frig. E frig afară și ni se face pielea de găină. E în același timp și o reacție emoțională, și corpul reacționează prin acea piele de găină. O să vă dau câteva exemple și o să detaliez um, explicațiile legate de această expresie ca reacție fizică a corpului uman la ceva extern sau la ceva emoțional. De exemplu, pot să spui um, pot să spui, de exemplu, că um, Oana a ieșit din apă și i s-a făcut pielea de găină. Ea are nevoie de un prosop să se usuce. Deci această persoană a ieșit din apă, apa de obicei este mai caldă sau, mă rog, mai apropiată de temperatura corpului, și când ieșim din apă, de multe ori ni se face pielea de găină. De ce? Pentru că există o diferență de temperatură. Corpul detectează o altă temperatură și reacționează. Un alt exemplu pe care vi-l pot da. Um, asta o să stau, o să fie un exemplu din. Uh, Exemplu pe care, care e relevant să spun pentru mine. Pot să spun, de exemplu, când eram copil și ascultam uh, muzică uh, produsă sau uh, melodii cântate de Enia, întotdeauna mi se ridica părul de pe piele și mi se făcea pielea de găină. Acest exemplu este un exemplu legat de o reacție emoțională la ceva exterior. Mai exact, muzică, o melodie, un cântec. Și al treilea exemplu, de 1 aprilie anul trecut, m-a speriat copilul meu așa de tare. Că și-a pus o mască de gorilă, și mi s-a făcut pielea de găină. <gântu -se> Ce înseamnă asta? Când ți se face pielea de găină în situația aceasta, e o reacție la o sperietură. O sperietură este substantiv de la verbul a speria. A fi speriat când tu ești speriat de ceva, dar când tu sperii pe altcineva, când poți să să, să să sperii pe altcineva. Acum, reacția corpului nostru la ceva intern sau extern se manifestă prin umflături pe pielea corpului și părul se ridică. O umflătură este o ridicătură de la a ridica. Este o ridicătură de la a ridica, o umflătură de la a se umfla. Ok? Pielea de găină este umflătura de pe piele combinat cu părul care se ridică. Este așa zisul reflex pilomotor legat de o reacție, de o senzație. I se spune în limba latină uh, și hori pilari. Hori pilari în latină înseamnă acest lucru, adică un... Uh, un, o metodă, un fel de a se apăra. E un fel de. e un mecanism de apărare al corpului uman, um, și această reacție îi se spune um, uh, Hori um, Pilarii. <laughs> e interesant că Hori Pilarii. Se găsește și în limba română sub forma verbului a oripila. În română, a oripila se numește, se înseamnă a îngrozi, că e ceva teribil, groaznic. <laughs> um, ok. <laughs> și această reacție a corpului uman e pe bază, um, e o reacție nervoasă, pentru că sunt mai mulți nervi în corpul uman și corpul uman reacționează la impulsuri mentale. Pentru că dirijorul sau, poți să spui dacă vrei, motorul nostru este creierul. Sau, mai bine spus, mintea. <laughs> o discuție pe care o pot avea eventual pe un alt podcast. Și tocmai acești stimuli creează aceste umflături sau ridicături de pe corpul nostru. Și părul se ridică. Acum, de ce se spune <laughs> piele de găină? Pentru că atunci când găina este jumulită, pielea găinii arată exact așa, cu umflături. Și inspirat din, aceast, din acest exemplu, din această situație, oamenii au împrumutat cuvinte și reacții care seamănă cu pielea de găină sau îți dă piele de găină. Ce înseamnă jumulit? O jumulire, a jumuli și găină jumulită, e des întâlnită mai ales la țară în România. Când găina este sacrificată, să zic așa, e ucisă, ca să zic așa. <laughs> În momentul în care tragi de pene, atrage penele, da? a le smulge, cum se mai spune în română, a smulge penele de pe găină, găina sau pielea găinii reacționează. Se numește a jumuli. Aceeași reacție o au și găștele și curcanii. Dar în România nu este foarte des întâlnit, un curcan sau o gâscă. Românii au găini. De aici și expresia piele de găină și nu de gâscă, ca în engleză. Oare aceasta să fie explicația de ce în limba română se spune a avea piele de găină, ți se face pielea de găină și nu goosebumps, ca în engleză, de exemplu. Nu știu, vă întreb pe voi, oare asta să fie explicația? Eu una nu am găsit-o, doar că această explicație face sens pentru mine. A face sens pentru cineva înseamnă că e logic, e logică. Vă urez o zi excelentă în continuare și ne auzim mâine pe podcast din nou. Numai bine!